Da, și când îmi vine dor de ducă, da, pe mărpădeal ca și pământ-o-muncă. Ai mărpădeal ca și pământ-o-muncă. Dacă vrei să cunoști Gorjul, trebuie să zăbovești multă vreme printre oamenii locului. Sau și mai sigur, să te muți în Gorj. Cântece din ceremonialul de nuntă și mormântare, ori, balade, instrumente muzicale uitate, descântece, ritualuri arhaice, toate acestea formează o lume tainică, al cărui înțeles profund, odată descoperit, îți poate schimba viața. Și cum această lume are și o zonă mai ușor accesibilă, de care te poți bucura chiar dacă trecerea ta prin Gorj este grăbită, m-am apropiat cu nădejde de ulița Lăutarilor din Tismana. Cristian Geagu, urmașul vestitului lăutar Cătăroiu, a fost primul care mi-a deschis poarta și sufletul. Unde este lăutarul, îi zice, Cătăroiu? Astica sunt. Asta a fost băiatul. Băiatul? Și Cătăroiul ăsta cine? Ce lăutare fusești? Răbsurd. Răbsurd. Și aici a stat în casa asta? Aici. Și a cântat? A cântat, sigur. Și bunicul și? Și bunicul. Și eu încerc să duc mai departe ce. A, și mai departe, dar stai să spun. A fost tata, a fost bunica. Așa. Și tu ai rămas din clanul ăsta al Cătăroiu, da? Și cum e viața asta lăutarilor ăsta aici? Ce poți povesti? Cum e viața lui? E o viață bună, dar nu mai e căutată muzica asta, apreciată de tineret. Tineretul preferă manele, preferă... Dar eu încerc să mențin folclorul pentru că... Așa deci cred, așa cred că e bine. Viața ta cum e? Zic că e bună, e lăutar. Îmi place ceea ce fac. Da? Cum? Astea toate poveștile astea de viața tale, le poți pune pe cece, pe vioră? Asta încerc să fac. Pe scriptă, cum? Da, sau da. Pe diblă, cum zice? Da. Le poți pune vioră? Cum să? Cum? Unde e acordeonul? Eu chiar aici aș ce acord? În acordeon? Așa, nu-i pune pe acordeon, să vedem cum se aude. Așa se merge cu acordeonul. Așa se merge. Noi să vedem. La noi, la țară. Așa. Așa. Să se vadă. Fă un cânte! Fac acum! Face, sigur, face! Face-l în față să se vadă! Da, da! Fă un cânte! Fă aici, nu vă feriți! Stați aici atât! Și am să spuneți cum cântă ce chiar așa este! Păi da, uitați! Saranca! Muzicant! Lăutar! Deci, lăutar! Gata! Este în față acolo! Du-te! Hai, nu-ți bate thank you.
sărac, mă. De mic mână cu sărac, mă. O haină și un bai barac. Și-am găsit cu mare băiat, cum ăla-i din căpătat, adus de mu, mă, din sat, mă. Prin muncă m-am ridicat, prin muncă m-am ridicat, mă. Să nu zică orice cine că-am trăit degeaba în lume, că-am trăit degeaba în lume. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei, măi. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei, mi-a dat viața pentru ei, măi. Cânta cocoș odată, eu ieșeam singur pe poartă. Și colindam băile și toate noroaile să câștig paralele, măi. Cânta a doua oară, mergeam cu sacul la moară. Și când cânta de trei ori, eu mergeam pe drum de zori. Eu mergeam pe drum de zori, măi. Că am muncit, Doamne, am muncit. Și prin ploaie și prin vânt, măi. Am muncit la orice cine, pentru o bucată de pâine, pentru o bucată de pâine. Am muncit la orice care, să am bani în buzunare, pentru o haină în spinare, să am bani în buzunare. Nu zic că ai mei dușmani, că n-am casă și n-am bani, măi. Nu zic că dușmanii mei, că n-am muncit ca și ei, că n-am muncit ca și ei, măi. Vin după tine aici, cântecată, cântecată. Da, vin, da, după tine aici? Vin, întreabă. Cu ce vin? Cu căruța sau cu mașină? Unii pe jos, alții cu mașinile, fiecare cum... Și cu ce vă duce de aici când vă duce la zis? Să ziceți. Ori vine și ne ia, ori mergem noi cu o vreo mașină taxată cu ceva. Da? Mă, bun, să-i așteptăm pe aceea. Deci cum ai zis că-i cheamă? Buzner. Buzner? Mitică. Aici la ce cântă? Buzner. Viola. Braci. La braci. Braci. Îți doi braciști. Doi braciști. Și femeia? Femeia cu acordeonul. Cu acordeonul și cu și blas. Voce, da, voce, și voce. La cerință. La cerință. Și ce cântați când cântați? Ce zice? Noi ne exprimăm. La cerință cântăm sau ne exprimăm ce trăim noi, cum simțim noi, ce simțim noi. Da, asta e important. Să înțeleg că lăutăria e viața ta. Ulița lăutarilor din Tismana, doar casele mai poartă amintirea cântecelor. Bătrânii lăutari au murit, iar cei tineri au fost uitați. La nunți și petreceri au fost înlocuiți de acordurile stridente de orgă. Vremea bandelui Cătăroi a apus. Doar Cristian, nepotul vestitului lăutar, a mai rămas să ne spună povestea lor. Viața lui a fost tumultoasă, cu doruri neîmplinite, suferință și mult amar. Poate de aceea cântă cu atâta patos, cu atâta trăire. Pe ulița lui a rămas aproape singur. Pentru ceilalți lăutari, a ales viața în locul lor. Au fost nevoiți să învețe alte meserii, iar acum majoritatea lucrează în construcții.
cartierul lăutarilor. Aici a fost cartierul. Aici a fost cartierul. Aici nu mai lăutat. Aici nu mai... erau numai lăutari. Nu m-am nu mai lăutat. Nu mai lăutat. Aici a stăteau numai lăutari. Nu mai lăutat. Nu m-am lăutat. Cât mai sunt? Atâta. Atâta. Și alalți au murit. Toți de subteran. Da. Povestiți-ne cum erau lăutarii. Cum se organizau ei, ce făceau, cum ați cântat, pe unde ați umblat, puteți să ne povestiți? Cum să nu? Așa. Bine, arătați-ne pe aici. Ce lăutar stăteau pe aici? Aici unii gardul ăsta de... Gardul? Ăsta, gardul ăsta, poarta asta. Așa? Era un lăutar vestit, moșu. Moșu? Moșu, așa i-am noi. Dincolo, tot un lăutar, frate cu el, Petrică. Din coacea, unde poarta asta era unul Victor Lulea. Victor Lulea, de ce zice Lulea? Așa, policra, dar lui îi spunea Geagu. Geagu? Da. Băi, să merg mai aproape, hai, să vedem unde hai. Să fie Geagu. Da. La ce cântă el? La vioară. Dar la vioară asta cum îi zice? Scripcă, vioară, diblă? Vioară, diblă, mă rog. Viola, asta e braci. Asta e braci. Cum îi mai ziceți la braci? Braci, viola. Contră, viola. Contră, nu-i ziceți? Nu, contră e... E chitară, contra așa. Contra, sau... să ziceți. No, deci dumneavoastră îi ziceți la asta braci. Braci, da. Bun, braci. Da. Aici asta ia Victor Lulea, cel mai... Victor Lulea, da, aici. Aici un bracist ca mine îi spunea Buzner Sebastian. Buzner? Buzner Sebastian. Buzner Sebastian stătea aici. Aici, aici, da. Acum Buzner a murit. Da. Ce ați cântat amul la Buzner dacă ar trăi? Ia cântați-i ceva. Și la Buzner. Dracu, cine-i câte cădaca?
Nu m-am învățat ca dracu, nu m-am învățat ca dracu. Și de câte nu mai da, al dracu și să lăsa. Porozuna, când uram, o opa cu credelița. Nici atunci, pa, 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 că mi-a plăcut dragostea. A, a, a. Pe aici de la Mahala, noi găsi și eu la măi. S-a mene cu a mea să-mi calce căpătura măi. S-a mene cu a mea să-mi calce căpătura măi. Dacă vreți de spun pe nume, una-i Drina, alta-i Lina și mai alte Cătălina. Mai e și săraca Ana, care știe Nichisama. Și mai am și pe Maria, dar și-a pierdut omenia. Bine, Doamne, cu amante, dar mă duc pe lume l-altă. Te dau dracii judecată, te dau dracii judecată. Te judecă mâine os, ca iubim lucru frumos, măi. Pentru basista încântat, da. Au mereu mai sus. Să vedem, mai sunt cetirași pe aici, violonist. Aici a fost numai... Nu mai lăutari. Dar să vă spun, da, lăutare ăștia erau, practic erau țigani. Da, și românii cântau. Acum cântă, acum. Acum, da, atunci? Nu, pe timpul. Un singur român cânta în Sodonia, ghița în Sodonia. Bun lăutar de mâna întâia. Și era român? Da. Singurul? Singurul. Da, domn profesor, aici a stat fratele meu, aici. Aici, basist, omurist, de mult, fratele meu, are încherbat, încherbă 5 ani acum. Aici e dar bun, Călaie. Călaie, Călaie cazacul. Călaie, la ce cânta? Viola. La viol, nu ce cânta Călaie? O seară Călaie. Da. Ali Călaie. Dar mare. Când puneam mâna pe vioară, degetele nu parcă erau băgate în priză. Când puneam mâna pe vioară, degetele parcă erau băgate în priză. În priză. Sunt?
O cam aici să gata. Aici, cam până aici a fost cam până lăutat. Și erau lăutat. Lăutat. De aici, încolo, zidari, cu servicii, mă rog, mai așa. De aici erau numai lăutat. De aici, numai lăutat. Pe ulița asta unde stată lăutare, zine una de lume. Și Dumnezeu să ierte puteți lăutare ăștia. N-aș avea copii, măi, aș pleca locuri pustii, măi. Dacă n-aș avea copii, aș pleca locuri pustii, măi. Dar copiii mă omoară când îi văd la școală, cu ghiuși de-a mult subțioară și strigă tata să-mi soară. Că cine nu are copii, n-are suflet bucurii, măi. Cine are să-i trăiască, cine nu să-i dorească, cine nu să nu-i dorească. Eu nu am avut, ci am suflet împlinit, măi. Că eu unul am avut și am suflet împlinit, măi. Cine are fată mare, mare supărare are. Mă timește până o crește și-o ia cință nimerește, și-o ia cință nimerește. Dar mai bine să ai băiat, că ai suflet un păcat, măi. Că pleacă noaptea prin sat la fete de măritat. Pune pălăria în cap, vine acasă, tot băiat, măi. Dar e bine să ai și o fată, că-ți dă o cană cu apă și strigă din suflet, tată, și te cântă până la groapă, și te cântă până la groapă. Dacă nici în ceasul al 12-lea nu reușim să ne cinstim lăutarii și să le redăm locul cuvenit în societate, riscăm să îi pierdem definitiv, iar nunțile și petrecerile noastre vor fi însoțite de muzici din ce în ce mai străine. Dormoș, dormoș, marbo, e cupla pomei la picioare, cu arme la căpătâie, din zăbrele turturele, din ferești porumb plopeiești, din ferești porumb plopeiești, să-nălțară și zburară, apă-n guriță căloară, și pe Domnul lăudară, sus mai sus că se-nălțară, jos mai jos că se lăsară, apă-n guriță căloară, și pe Domnul lăudară.